N-ai nicio emoție. Ai fost omul care a vorbit cel mai frumos despre Oana în raport cu înălțimile. Nu cred că o să-i fie frică. Oana e crazy. La chestii de genul cu înălțimea și foarte, foarte bine pe încredere. A fost... Ce-a făcut? S-a aruncat dintr-un... Nu știu, de la etajul 4 cu sfoară. Adică genul coardă și sfoară, nu bungee. Da? S-a... Un gol. Și femeia... Mai vreau, tot! La întrebări. Ok. În momentul ăsta îmi fac griji. Vom pune doar întrebările răspicat, fără să dăm hinturi sau ajutoare. Dacă ea greșește, vom suferi împreună, îți explic imediat de ce. Oh, doamne. Are un background din ăsta de a uita chestii, gen folosește telefonul ca amintire mai mult decât să țină minte, știi? Sunt eu, Dani, prezentatorul. M-am mutat asta în cealaltă mână. Extraordinar de mult. Hai cu mine. Am foarte multe emoții și simt că nu mai sunt în corpul meu. M-am evaporat. Oana, bine ai venit la prima probă Power Couple România. Ei, îți poți da jos ochelarii de avion. Acesta este calendarul vieții. Aoleu, ok. Bine. Și ce trebuie să fac? Radu va pune 5 întrebări. Avem 15 minute la dispoziție să răspundem corect la măcar 3 din ele. Nasol. După ce îmi dai răspunsul, te vei duce la numărul care este de fapt răspunsul. Îți vei lua cutia, o priză în carabină, de tine. Atunci când ajungi jos și atins solul, Radu poate să preia cutia. În cutie se află un produs plăcut de mâncat sau de băut, dacă răspunsul tău este corect. Dacă răspunsul tău nu este corect, vom suferi împreună, pentru că acel conținut va trebui blendat și băut de unul dintre noi, ce crezi? Nu de mine. Asta este pedeapsa lui Radu. Prima părere? Super, mă omoară agonia asta. Așteptări, nu mai pot, am emoții, nu pot să zic nimic. Așa, chiar nu știu ce să spun. Legit. N-am nicio emoție cu urcatul pe schelă. Oana, Radu! Da! Da! Să începem proba 1 Power Couple România, calendarul bine. Vieții! Iuhu! Hai, baby! Cu înălțimea e bine, cu întrebările vedem. Doamne ajută. Radu, te rog să iei prima întrebare. Începem în 3, 2, 1, start cronometru. Cred că am emoții mai mari decât Oana, spun sincer. Înceapă. La câți ani am avut accidentul de motocicletă? 17. Te rog să te duci la 17. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Eram pasager pe motocicletă a unui prieten, ne-a ieșit o mașină în față, am intrat în mașina aia, mi-a spartat-o fața, maxilarul, dantura, nasul, genunchiul. Am fost avariat serios. O, ce compas! Se vede că te-ai mai cățărat, împinge bine în picioare. Hai, hai! Pune carabina, te rog, pe tine. Foarte demânatică Oana până acum. Poți să mă las jos? Da, ridică mâna și poți să te lași. N-ai voie să-ți faci procedura de implant până la 18 ani, că nu e osul destul de dezvoltat. Așa că am avut proteză, îți dai seama, de la 16 la 18 ani. Nu e fun să-ți mai cadă, să-ți... E, na, da, te joacă, îți dai seama. Am o să iei cutia. Hai, Rad! Poate și blugii ăștia te încurcă. Hai să vedem ce avem în cutie. Sardine, ananas și lapte. Răspunsul nu era corect. Pune. Eram sigur că o să știi răspunsul la întrebarea cu accidentul, pentru că este o chestie pe care am tot vorbit-o. Mai vine, adică sunt chestii care mi se întâmplă. Uite, de exemplu, mi s-a spart o măsea sau așa. Și eu am implanturile. Și vine automat că e de atunci, că nu știu ce, că am discutat. E o parte foarte mare, că am făcut și terapie după. Și s-au întâmplat o grămadă de chestii. Și de fiecare dată, uite, de exemplu, dacă povestesc despre cum am făcut terapie, încep de acolo, adică știi, adică mereu a fost punctul ăsta de 16 ani. A, tot paharul, ce? Ia uite, el nu mănâncă pește, după asta o să mănânce pește. Nu, la asta cu pește l-am și eu o problemă. Mm.
asta cu accidentul, așa, e mai importantă pentru mine și mă gândeam că o să știi. Să știi că e important și pentru mine. Nu te cred. A fost o chestie de... Da, mintea mea, eram 16, 17. Și e timp, trece timpul, e... Da, mă, normal, acolo se expandează. M-am simțit într-un fel. A fost într-un fel. Okay. Nu știu cum să explic. Că trebuie să terminăm tot ce e în blender, din nefericire pentru tine, dar și pentru mine, că sunt atât de aproape de tine și mirosul de pește m-a lovit de aici. Bun, imediat ce terminăm, putem trece la întrebarea... Îmi pare rău! Nu, mie îmi pare și mai rău că sunt lângă el. Da. Greuț. Timpul trece, din păcate, și nu e în favoarea noastră. Oana s-a descurcat foarte bine. Mă rupe. Nu, și pe mine mă rupe povestea asta. Nu știu dacă știi cât mi-e de greu mie. Din păcate, asta este proba. Oana a greșit cu un singur an și noi suferim împreună. Bro, ai vomitat cum a vomitat Ron în Harry Potter, când i-a zis copilul ăla, it's slugs! S-auzea în tot Coloseumul ăla, sau ce era aia, fortăreața aia. Da.